horoscop zilnic. Horoscopul zilei Berbec. Este o zi perfectă pentru a stabili noi contacte de afaceri, noi relații, pentru a vă întâlni cu diverse persoane cu care aveți lucruri în comun. Perspectivele de a pune bazele unor colaborări fructuoase pe viitor sunt destul de crescute. Este important să vă stabiliți o agendă clară a zilei, mai ales în ceea ce privește planul profesional al vieții voastre și să vă țineți cu strictețe de acest program. Chiar dacă o parte din munca voastră se va baza pe rutină de data aceasta, rutina va da rezultate neașteptate bune. Abaterile de la program pot să aducă unele neajunsuri, care să se recupereze negativ asupra reputației voastre. Chiar și menținerea agendei de lucru va fi o mare provocare pentru voi pe tot parcursul zilei. Horoscopul zilei Taur. Partea sentimentală a vieții voastre se va desfășura într-o formă destul de normală dacă nu veți fi puși în fața urgenței de a lua decizii finale în anumite chestiuni. Un astfel de stres s-ar putea repercuta negativ asupra dispoziției voastre, iar ziua nu va mai fi la fel de reușită pe cât v-ați fi dorit. Pe acest fond este posibil să apară unele tensiuni cu diverse apropiați care încearcă să vă dea sfaturi de care nu prea aveți nevoie. În plan profesional este foarte posibil să vă confruntați cu invidii între colegi, iar acesta va fi un alt element care nu vă va lăsa să vă bucurați de o zi liniștită. S-ar putea ca anumiți colegi de muncă să încerce să vă submineze poziția în favoarea propriului lor statut. Horoscopul zilei Gemeni. Astăzi contextul astral va fi pozitiv, iar acest lucru voi va sprijini în acțiuni chiar spectaculoase. Puteți să vă asumați unele riscuri, însă nu dintre cele inconștiente. În cazul în care vă veți confrunta cu unele conflicte, aveți toate șansele să fiți triumfători, fiindcă dețineți majoritatea cărților câștigătoare. Viața de familie va fi în general liniștită, dar asta nu înseamnă că va fi și plictisitoare, mai ales dacă vă veți implica și veți acționa pentru a mai rupe din rutină și a face ceva pentru a conferi relației de cuplu puțină acțiune condimentată. Călătoriile vor fi foarte favorabile pentru voi. Este posibil să întâlniți parteneri de afaceri sau, de ce nu, eventuali parteneri sentimentali alături de care să clădiți o relație durabilă. Trebuie doar să fiți atenți la semnalele care vi se transmit. Horoscopul zilei Rac. Astăzi este posibil să se înregistreze tensiuni în viața voastră de familie, în legăturile cu apropiații. Veți avea impresia că unii membri încearcă să vă provoace în mod deliberat, mai ales juniorii. Va fi foarte greu să vă păstrați calmul și să nu răspundeți cu impulsivitate, sub presiunea momentului. Ar fi însă o mare greșeală, care ar dăuna relațiilor normale în familie. Se poate că și voi să dramatizați situația ceva mai mult decât este în realitate, iar dacă vă aflați pe o astfel de poziție, este cazul să redeveniți obiectivi cât mai rapid posibil. Viața profesională va fi destul de agitată, în niciun caz nu va fi vorba de rutină. Horoscopul zilei Leu. Contextul astral al acestei zile vă încurajează să gândiți pozitiv, să vedeți partea plină a paharului, să încercați să acționați mereu pentru îmbunătățirea ambientului din jurul vostru și al celor dragi. Uneori pare că este o sarcină de prea mare magnitudine pentru voi, însă dacă veți lua lucrurile pas cu pas, cu siguranță nu veți mai avea deloc această impresie. Mergeți pe cât mai simplu și mai eficient. Din păcate, obligațiile casei vor cădea, de asemenea, în marea lor majoritate în seama voastră. Fie că partenerul este ocupat în altă direcție, fie că nu se implică suficient. Acest lucru va pune mult mai multă presiune pe voi, așa încât, spre finele zilei, stresul s-ar putea să-și fi pus din plină amprenta asupra voastră. Horoscopul zilei Fecioară. Debordați de optimism, așa încât nimic nu vă poate sta în cale. Soluțiile problemelor apar ușor și uneori chiar de unde vă așteptați mai puțin, iar acest lucru vă facilitează un tranzit ușor de-a lungul zilei. O astfel de zi este extrem de benefică, mai ales după perioada anterioară, a fost cea mai încărcată. Zâmbiți mai ușor, sunteți mai entuziaști ca de obicei, sunteți mai dispuși să faceți față situațiilor care apar și chiar să vă oferiți sprijinul în cazul persoanelor la care țineți mai mult. Beneficiați și de un sprijin important din partea cuiva apropiat, ceea ce vă dă putere și încredere că veți putea duce la bun sfârșit sarcinile pe care le aveți. Horoscopul zilei Balanță.
Relațiile sociale sunt într-o fază benefică astăzi. Reușiți cu ușurință să vă faceți plăcuți celorlalți și astfel reușiți să atrageți multe persoane în jurul vostru. Profitați și stabiliți canale de comunicare care v-ar putea aduce avantaje în viitor. În plan profesional este recomandabil să profitați de contextul favorabil pentru a spori coeziunea grupului cu care colaborați pentru rezolvarea sarcinilor de lucru. Este un avantaj considerabil să vă bazați pe sprijinul celor din jur, atunci când aveți nevoie. Finanțele trebuie monitorizate ceva mai atent astăzi, deoarece există o oarecare volatilitate care poate provoca daune. Nu este momentul potrivit pentru a vă gândi la investiții de amploare sau la proiecte domestice care presupun cheltuieli prea mari. Horoscopul zilei, Scorpion. Astăzi veți fi tentați să țineți legătura cu analiștii a ceea ce se întâmplă mai degrabă decât să fiți participanți la evenimente. Este important să fiți lucizi și să nu analizați lucrurile cu superficialitate. În plan profesional nu prea aveți disponibilitate de a vă implica. Încercați să trageți foloase din desfășurarea evenimentelor, însă strategia aceasta nu va fi una reușită. În orice caz, rezultatele pe care le vizați vor fi extrem de greu de obținut astfel. Din păcate, nu veți reuși deloc să vă armonizați cu cei dragi, care par să fie pe o cu totul altă lungime de undă față de voi. Prin urmare, comunicarea se va desfășura destul de dificil și este foarte posibil să apară și unele tensiuni, furtuni sentimentale sau chiar rupturi în relațiile de cuplu. Horoscopul zilei, Sagitător. Astăzi beneficiați de vizibilitate în fața celorlalți, de șarm și strălucire. Nu degeaba veți avea în jurul vostru numeroase persoane care își doresc să cunoască secretul atractivității voastre. Doar că nici voi nu-l știți prea bine, ci doar vă bucurați de avantajele pe care vi le oferă cu un context astral favorabil. Aveți mare grijă să nu cădeți pe panta unui optimism exagerat, pentru că astfel veți fi mult mai predispuși la a face greșeli în aprecierile și deciziile pe care le veți lua. Atmosfera familială va fi destul de plăcută, fiind refugiul vostru preferat după o zi încărcată de muncă. Este destul de obositor să fii în centrul atenției o zi întreagă. Toată lumea are așteptări mari de la voi. Horoscopul zilei, Capricorn. Astăzi va fi o zi duală pentru voi, nativi acestei zodii, o zi în care veți fi forțați să faceți alegeri destul de dificile. Veți fi puși în situația de a alege între impulsul de a acționa, de a vă implica în miezul acțiunii și teama de a ieșua. Din păcate, în acest fel veți fi puși într-o situație extrem de inconfortabilă și ați putea rata oportunități favorabile. Va trebui, în cele din urmă, să luați o hotărâre și să vedeți de ce parte a baricadei vă situați. Împrumuturile bănești ar putea fi o mare problemă pentru voi, mai ales dacă se desfășoară între prieteni. Este recomandabil să fiți reținuți în astfel de operațiuni, pentru că ele pot să afecteze negativ aceste relații. Horoscopul zilei, Vărsător. Astăzi se vor aglomera numeroase chestiuni de rezolvat, ceea ce vă va da o stare de nervozitate și agitație, care va spori presiunea asupra voastră. Nu va fi ușor să vă organizați, însă va fi imperativ necesar să faceți asta, pentru că altfel nu veți reuși să faceți față solicitărilor acestei zile. Tendința exprimată de a vă depăși limitele nu poate fi deloc benefică. Pe lângă faptul că nu veți putea face față fizic la mai mult decât puteți duce, este foarte probabil ca unele sarcini să nu reușiți să le finalizați, iar acest lucru va avea cu siguranță un impact negativ asupra reputației și credibilității voastre în următoarea perioadă. Horoscopul zilei, Pești. Astrele contribuie la crearea unui climat favorabil pentru dezvoltarea intelectuală, pentru afirmarea în câmpuri profesionale, de natură didactică, pentru o comunicare eficientă și fructuoasă cu cei din jur. Interesul asupra mai multor domenii vă poate fi împărțit rațional, iar abordările vor fi clare și la obiect. Ca urmare, cei din jur vă vor aprecia pentru erudiție și pentru capacitatea de a vă exprima atât de limpede și pe înțelesul tuturor. Reversul monedei este că tot acest climat astral vă îndeamnă foarte mult la visare și cum sunteți firi fanteziste, riscați ca în unele situații să confundați visele cu ceea ce se petrece într-adevăr sau să vă stabiliți obiective ce nu prea au legătură cu realitatea. Horoscopul zilei de azi.